Bine ați venit la un nou tier list anime, unde eu vă judec anime-urile voastre preferate și voi vă atacați. În acest tier list nu o să judec cât de bun este un anime, ci mai mult dacă își merită sau nu popularitatea. Avem categoriile următoare. Nu este popular destul, pentru animeurile care meritau mai mult atenție decât au primit, merită popularitatea. Validarea supremă. Un anime care își merită nivelul de popularitate pe care îl primește, fie acesta mic sau mare. Overrated pe alocuri. Un anime care a avut părți proaste, care au fost lăudate de public, dar a avut și părți bune, așa că își merită o parte din laude. Overrated sau de ce ridicați în slăvi așa ceva când e prost. Pușcărie. Animeuri pușcărie care ori sexualizează minorii prea mult ori au scenariul pușcărie, ori au fost stricate așa de tare de creatori că merită o sentință legală. Următoarea categorie, Vali Spider, este un anime mai bun. Vali Spider are tot ce trebuie pentru a fi clasificat un anime. Are ochi mari, vorbește cu spiritul său. Are un nemesis și, bineînțeles, stâlcește limba engleză. Gas, inestelent, un sold. Așadar, dacă Vali Spider este anime confirmed, atunci poate fi comparat cu animeul tău preferat. Dacă animeul tău preferat este mai slab, atunci va apărea în această categorie. Și în ultimul rând, ce nu am văzut, voi trece la... Nu l am văzut, pentru că, ghiși ce, nu le-am văzut. Ok, haide să începem. Attack on Titan. Este un anime popular, nu? Este un anime foarte popular. Nu o să stau să judec pe fiecare sezon că chiar nu văd sensul. Din punctul meu de vedere este un serial care își merită popularitatea. Am să vă zic și de ce. E un anime foarte ok de început. E un anime pe care îl recomand oamenilor care vor să înceapă să se uite la acest gen. Am auzit că fanii își dau prea multă importanță, dar asta nu este problema mea. Judecăm strict pe poveste care este convențional peste medie față de, nu știu, alte animeuri, da? Neon Genesis Evangelion. Ei bine, acesta este un anime care nu este destul de popular. Unul dintre animeurile care a revoluționat acest gen, probabil cel mai apropiat anime de, nu știu, Odiseea Spațială a lui Stanley Kubrick, este bun din multe puncte de vedere, dar nu este un easy watch. Animeul este o metaforă la cum se manifestă depresia într-un om, plin de simbolisme și conotații biblice care duc la o Reinterpretarea Apocalipsei. Ar trebui să fie mai popular, dar nefiind fiind un anime pentru toată lumea, e greu. Jutsu Kaisen. Sezonul 1 este un pic overrated, dar sezonul 2 îl face să merite toată popularitatea. Animația este superbă, din păcate este bazată pe a munci editorii până la epuizare, fapt care va omorâ acest serial în cele din urmă și probabil și pe niște editori care deja dau tweet cu I want to die. Capitalismul japonez este o problemă foarte mare care face foarte multe victime și care, din punct de vedere artistic, ne distruge foarte mult entertainmentul de calitate. Angel Beats Pentru mine care am văzut vreo 2-3 episoade mi s-a părut average și nu prea am simțit că merită timpul, dar nu o să vă triggeruiesc acum și pe voi, așa că o să-l trec la nu l-am văzut. Naruto Merită popularitatea Naruto. Exceptând faptul că mai mult de jumătate din anime este doar filler, măcar au avut bunul simț să-l pună la final, nu ca la Shippuden. Naruto a revoluționat puțin treaba pe, pe vremea aia și arcul cu examenul Chunin și plecarea lui Sasuke din sat au fost foarte bine realizate. Dacă... Naruto rămânea la povestea asta și se baza strict pe ninja și nu devenea rival, era mai bine. Naruto și pude în schimb, este overrated. Exceptând câteva momente iconice, cum ar fi tot pe arcul, incluzând moartea lui Jiraiya, întrunirea celor 5 Kage și câteva sclipiri pe aici pe acolo, restul arcurilor sunt slabe rău de tot. În afară de asta, filările sunt peste tot. Cele mai bune arcuri din Naruto rămân cele inițiale. Land of Waves, când le aleargă pe Sasuke și exam uh, examenele Chunin. Compară tu Naruto și Puden cu animeurile vremii din 2007 până în 2017 când este vorba de animație, pacing și storytelling. 2007, Death Note. În 2009 apare Full Metal Alchemist. După 2010, Steins Gate, Hunter x Hunter, Attack on Titan. Poți să compari? Overrated. Sincer. No game, no life. Estetic e tot ce urăs la un anime. Seria ar fost mult mai bună dacă era direct hentai. Nu se mai chinuiau să scoată ceva deștept din asta. Nu l-am văzut tot. Nu am putut. În mare tot umorul, dacă îl pot numi așa, din acest anime, sunt glume sexuale cu minori. Da? Dacă oamenilor cu fantezii dubioase din Japonia le se pare ok, noi suntem aici să dăm verdictul. Pușcărie, nene. La pușcărie mergeți. The Promised Neverland. M-a oprit pe la sezonul 2. Sezonul 1 mi-a plăcut, dar nu așa de mult să zic că m-a dat jos din scaun. Pușcărie nu e. Vali Spider, iarăși, nu e un anime mai bun. Dar este cam overrated, sincer. Sword Art Online? Vali Spider este un anime mai bun. Sorry. Sword Art Online e o telenovelă turcească cu incest și copii sexualizați. Merge și la pușcărie dacă ne gândim mai bine, dar o să lăsăm aici. Ce avem noi aici? Tokyo Ghoul, sezonul 2. Între cele două, Vali Spider este animeul câștigător. Ai vrea să te bunesc? Nimic nu e bine din Tokyo Ghoul când este vorba de anime. Personajele și motivațiile lor sunt nefondate, baituri pseudo-intelectuale peste tot, îl poți considera un anime bun doar atunci când ești în era în care te simți scul cool că te răzvrătești împotriva părinților, dar seara te faci că dormi ca să nu ți bătaie. Se vă deadly sins. Vali Spider rupe în comparație. Ar fi avut așa niște momente bune dacă ne opream creierul de tot sau aveam 12 ani ca acest copil care mi-a dat 10 comentarii de pe contul mamei sale apărând acest anime. Bro, te uitat la Seven Deadly Sims? După mine, animeul ăla merită să fie unul dintre cele mai bune. Eu am 12 ani și m-am uitat la el acum o lună, când aveam 11 ani. După părerea mea, nu este un anime chiar așa. Evenimente contra timp fiind mai lejer. M-am uitat la el de două ori și a propus un băiat, dar folosesc profilul mamei mele de YouTube. Doar să nu crezi că îți fată. Cum, doamne, Seven Deadly Sins? Este o mizerie! Nu! Nu! Seven Deadly Sins! Bro, el a făcut multe anime-uri adică serios! Seven Deadly Sins! Dacă nu aveam încă creierul dezvoltat în totalitate și ignoram animația proastă, găurile din plot, designul caracterilor neinspirat, love story-ul ăla demn de telenovele turcești, dacă am fi ignorat toate acestea, poate atunci ne s-ar fi părut un anime decent. Dar de ce să faci asta când animeul *Vali Spider este mai bun? Out of context, Seven Deadly Sins poate părea cool și te-ar păcăli să-i dai o șansă. Te rog, nu o face pentru binele tău. Ce asta? Ce o fi Nu știu ce i asta. Asta îmi pare cunoscut. Nu știu, nu l-am văzut. Stați așa, stați așa că-s Ah, gata, știu ce e. Da, da, da. E site. E Peresite. Chiar nu știu cât de popular a fost. Nu cred că a fost așa de popular. Uite. Mie mi-a plăcut. Nu am văzut să primească hype ca multe altele pe care le-am menționat mai sus. Clar merită mai multă popularitate. Nu că ar fi la același nivel ca Neon Genesis Evangelion. În niciun caz. Dar este un anime decent. Animat bine. Atinge niște teme sensibile și... Nu știu. Explorează întrebări filozofice despre scopul oamenilor, despre scopul speciei noastre, relația pe care o avem cu natura care ne înconjoară și implicit cu celelalte specii și cum ar suna oare o moralitate universală care să cuprindă și celelalte specii în afara oamenilor. Următorul, One Piece. De data asta am ceva de zis de el. One Piece m-a apucat recent de el, sub pe la episodul 400 sau ceva de gen. Minusurile lui ar fi pacing-ul animeului, care am înțeles că nu devine mai ok de-a lungul serialului, faptul că lungește și lungește și lungește niște căcaturi care ar putea fi arătate, nu știu, într-un sfert din tipul pe care îl folosesc ei, dar personajele interesante, cu origin stories emoționante și bine închegate, world building-ul este foarte bine făcut, în termeni de animație nu mă dă pe spate, dar nici nu ar avea cum din moment ce scot câte un episod săptămânal de 20 ceva de ani. Dacă e să o luăm așa, animația e chiar bună comparativ cu alții care nu au programul ăsta sau un program similar. Ca poveste merită popularitatea, dar execuția e slightly overrated, îmi pare rău. Dar de ce? Cum poți să spui asta? Nu am citit încă manga-ul, dar am văzut niște paneluri. Arată foarte bine comparativ cu animeul, care nu arată chiar așa de bine o versiune cu timp lăsat animatorilor să oglindească mangaul și scriitorilor să comprime acțiunea și să nu o lungească, ar face One Piece-o capodoperă. Deci, sincer, chiar nu știu unde să-l pun. Pentru că am văzut uh, mai puțin de jumătate din el, chiar dacă asta înseamnă peste 400 episoade, o să-l trec că nu l-am văzut. Vorbim în 2 ani când îl termin. Mă rog, ajung la zi. Păi l știu, e ăla de pe Netflix. Ceva cu samuraiul uh, exorcist, ceva albastru, sloboz, nu mai știu cum se cheamă. Exorcistul sloboz albastru. Ce pot să spun de acest anime? Vali Spider este, cum să vă zic, leger un anime mai bun. Am văzut un sezon când a apărut pe Netflix, nu mai știu când. Nu mai ți minte absolut nimic din el. Era ceva parcă cu demoni. Nu are nimic original nimic să iasă în evidență, astfel pălește pur și simplu în fața lui Vali Spider, animeul suprem. Sta nu știu ce nu-mi dau seama. Stai la cu basketul, nu l-am văzut, Slam Dunk parcă se numea, vreau să-l văd. Vreau să-l văd, nu l-am văzut. Când nu văd, nu văd, nu mă bag. One Punch Man. One Punch Man merită popularitatea 100% e fresh, e iconic, cum e The Boys la filmele cu supereroi, așa e One Punch Man. Demontând tropurile animeurilor shonen și, bineînțeles, ridiculizându-le, cu toate astea menținând o poveste coerentă. Ăsta nu știu ce Nu știu. Ăsta este Erased. Ăsta îl știu. E erased mai nervat puțin, dar nu e nici foarte popular, să zic. A avut o premiză bună, dar s-a fusit rău și a devenit mega previzibil. Overrated nu e, că nu e așa de popular. Pușcărie nu e. Vali Spider e... Nu, nu. Nu e un anime mai bun ca Erased. Îmi pare rău. Erased este un anime mai bun decât Bali Spider. Își merită popularitatea mediocră. Ce să zic? Nu este un, nu este un lucru bun neapărat. Mai Hero Academia am văzut câteva episoade. Sincer, M-am săturat de genul ăsta de șone, Nu mai vreau să văd așa ceva. Este foarte boring pentru mine. Aceeași rețetă repetitivă doar că sub alte forme. Cred că contează foarte mult ce vezi înainte de My Hero Academia. Dacă nu ai văzut multe anime-uri bazate pe același trop înainte, s-ar putea să-ți placă. Mie nu îmi place, așa că rezultatul îl vedeți pe ecran. Mai departe. Spirit of the Away. Studio Ghibli sunt destul de cunoscuți pentru filmele lor. E bun Spirited Away, are o estetică impresionantă. Un alt film de tipul Coming of Age, cum studioul ne-a obișnuit, dar își merită popularitatea. Îmi pare rău că nu văd pe lista asta un Grave of the Firefly sau Princess Kaguya, care mi se par filme mai bune decât Spirited Away, dar este foarte bun și acesta. Mob Psycho, similar cu One Punch Man, încă nu l-am terminat, dar pot să zic că merită și mai multă popularitate pentru că este diferit și foarte creativ. Your name. Este foarte popular. într care măsură și merită popularitatea, dar punctul meu de vedere este că... Vă întrebați de ce vorbesc pe nas în halul acesta? Este pentru că sunt răcit bocnă cu toate acestea. Eu încă sunt aici pentru a vă distra, pentru a crea entertainment, cum se numește, nu? Sper că v-a convins devotamentul meu să lăsați un like și un subscribe, că e un pic overrated pe alocuri, îmi pare rău. Este un film care e și eye candy și are și un plot uh, tear jerking, așa. e destul de cinstit, n-am să vă mint și a ridicat mult popularitatea animeurilor în afara Japoniei. Your Name este singurul film care mi-a plăcut din seria lui Shinkai sau cum s-o pronunța el, care tot a încercat să repete succesul pe care l-a avut cu Your Name și poate dacă pe box office aproape a reușit, restul filmelor lui, cum ar fi Suzume, Weathering With You, sunt destul de similare cu primul și nu au același impact și nici aceeași măestrie ca și primul. Și cumva mă frustrează chestia asta că încearcă să repete aceeași aceeași rețetă. Fă și tu altceva. Ești din zona ta de confort, domnule Shinkai. Death Note. Mie nu place. Am mai zis asta. Personajele scoase din cur de la final care să-l înlocuiască pe el n-au niciun sens. E super pseudo-intelectual serialul dar nu e vorba despre părerea mea aici ci dacă acest anime este sau nu overrated. Așa că Death Note este overrated, dar doar pe alocuri. Are și multe lucruri ok și teme originale. Personajele not so good, dar atmosfera animeului foarte ok. Full Metal Alchemist cred că este destul de popular. Nu știu cât de popular mai este acum în generațiile noi, dar este unul dintre cele mai bune animeuri făcute vreodată in terms of story. Își merită popularitatea. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Violet Evergarden. Pentru episodul 10. Nu mi se pare că primește destulă popularitate. Pare rău. Asta poate pentru că nu e cu bătaie, nu e cu power levels, ci e un anime despre cum un personaj trece peste o traumă. Episodul 10 este una dintre cele mai bune construcții pe care le-am văzut într-un serial. Foarte bine scris, nota 10. Restul episodelor nu mai ajung la nivelul ăla, dar sunt foarte holson. În fine, oricum, merită văzut și de asemenea merită mai multă popularitate. Blestemul meu, blestemul meu, peste tot dau de acest anime. Am mai zis-o, și am să repet, unul dintre cele mai proaste. Unde îl punem? Îl punem aici. Unul dintre cele mai proaste animeuri pe care le-am văzut vreodată. Un anime care se bazează în proporție de 100% să șocheze și să omoare personaje importante până în punctul în care nu mai are niciun impact moartea unui personaj. Episodul 1 mi s-a părut tare și de acolo totul este în jos să nu mai zic de glumele alea sexuale cringe pe care le-ar gusta doar un uh, om care n-a primit atingerea unei femei vreodată în viața lui. Ca să zic pe românește. Mai zic de animația aia, frate, la un moment dat în scene de bătaie puneau poze că s-au săturat să animeze. Gat. Vezi și noi ceva bun după aia. Asta nu știu ce e. N-am văzut. Dar avem ceva bun în sfârșit. Hunter Hunter. Vorbesc de plăcere vorbesc despre Hunter Hunter. Leger cel mai bun shonen făcut vreodată, are popularitate mare, totuși mai mică ca One Piece, Bleach sau Naruto, ceea ce mă face să-l pun la nu este destul de popular. Din păcate suferă puțin pentru că e neterminat și nu știm dacă se va termina vreodată datorită stării de sănătate a creatorului. Este un anime bine scris și cu foarte multe straturi. Un anime care începe ca un shonen tipic, cu un hind întuneric să zic așa, care gradual devine din ce în ce mai întunecat și începe să abordeze teme din ce în ce mai mature. Tema principală care se vede după nume este dualitatea personajelor care trec periodic prin ambele tabere ale binelui și al răului, concepte filozofice care nu sunt bătute în cuie, ci mai mult sunt maleabile. Demon Slayer, sincer, este un pic overrated pe alucuri, dar animația aia cară serialul grav. Și o să zic că este overrated pe alocuri. Da, este overrated pe locuri. îmi pare rău. Lipsesc multe, lipsesc multe anime-uri din lista asta, nu? Scrieți-mi în comentarii ce anime-uri populare lipsesc din această listă. Hai să facem o recapitulare. Am aflat că pasta de dinți albastră asta cu sabia, Akame Ga Kill, Seven Deadly Sins, Tokyo Ghoul și, bineînțeles, Sword Art Online sunt animeuri mai slabe decât animeul suprem Vali Spider. Or 3, tragem toți! Overrated, Mai Hero Academia, mă ia capul, nu-l mai suport. Voi puteți să vă uitați la el. N-am nicio problemă, dar eu, unul, nu-l mai suport. The promis Neverland. Ce să vă fac? Ați dat tombară, ați dat tombară. Naruto? Ce să mai... Dacă... Naruto este definiția overrated. Overrated pe alocuri. Demon Slayer mă oftic, ar putea să fie mult mai ok. Mult mai ok. Dar asta este. Ați s-a putut. Dar animația aia, frate, foarte bună. Death Note l-a pus pentru voi aici. Eu îl puneam ori la overrated, ori la Vali Spider aici, sincer. Sincer, Vali Spider contra emulăul ăla câștigă fără nicio problemă. Fără transpirație câștigă. Your name. Hai mă că și merită popularitatea, mă. Hai mă că -și... glumesc, mă, ce aveți? Am glumit. Merită popularitatea. Fullmetal Alchemist. Aveți ceva de obiectat aici? Spirited Away Aveți ceva de obiectat? Poate un pic overrated câteodată. Dar... Hai mă, că e foarte bun. E foarte... Stai că e 2001, mă. Gata. Mă calmez. Deși în 2001. Perfect Blue. Nu mă rog. Paprika, tot în perioada aia, 2005 sau când era. Da, nu, nu. Gata, gata, gata. Foarte bun. E foarte bun. One Punch Man. Clar. Foarte bun, nu? e Merită popularitatea pentru că e foarte slabă popularitatea și o merită. O merită. N-ar fi meritat mai multă popularitate. Cod Geass își merită popularitatea din plin. Naruto. Mă doare că l-am pus aici, dar băi, a fost mișto. A fost mișto. Naruto primul. Foarte bun. A revoluționat ceva? Nu, mă putea spune la fel și despre Naruto și Puden. Jujutsu Kaisen. Mi-e milă rău de animatorii aia. Ce muncă duc ei acolo. Băi, și Attack on Titan e un motiv pentru care are o notă atât de mare și pe IMDB, pentru că multă lume consideră că este un anime bun. Da, ok, este un pic cringe cu Eren, cu... S-au hămat la, la, drum greu și, uite, l-au dus, la, dus la final. Violet Evergarden, toată lumea ar trebui să vadă Violet Evergarden doar pentru episodul 10. Punct. Punct. Neogen's Evangelion, un anime mult prea inteligent pentru It's Own Good, cum se zice. De asta nu o să fie popular vreodată destul, dar totuși a fost foarte popular pentru genul ăsta de anime. Serial Experiments Lane nu a fost așa de popular, spre exemplu, ca uh, Neon Genesis Evangelion și sunt cam apropiate așa. Iarăși la Hunter x Hunter, popularitatea lui Hunter x Hunter trebuie să fie la nivel cu Naruto, cu One Piece, cu Bleach. Ok, este un anime destul de popular, dar de ce atât de puțin? trebuie mai mult. Perezai, v-am zis, sunt animeuri mult mai slabe, care au o popularitate mai mare și mi se pare că Perezai are nevoie, nu știu, de o popularitate mai mare. Steins Gate, mai mult l-am pus aici pentru sezonul 2, pentru că sezonul 2 nu este destul de popular. Primul sezon este destul de popular și își merită popularitate, din punctul meu de vedere. Ca o Bipop, nu mai este popular acum, cum a fost odată și de asta este în această listă. Dacă ești fan anime și manga japoneză și ai ajuns pe canalul meu, deși nu sunt mare otaku sau cum spuneți voi, sunt un consumator neobosit de tot ce înseamnă artă cinematografică, incluzând și animațiile. Așa că rămâi pe aici și sigur voi mai scoate conținut related. Momentan mai am un tier list anime care a trigăruit mulți copii și adulți degenerați cu perne Lolita. Puteți să-l urmăriți. Este mult mai dezvoltat decât acesta. Și mai am un video în care vorbesc despre seria manga Uzumaki de Junji Ito pe care îl super recomand. Apropo, Tonami lucrează și la o adaptare anime care arată extraordinar și ci ar apărea până la finalul anului. Nu prea cred, dar oricum va ieși la un moment dat. Dar dacă ați vizionat videoul asta până aici, Ați căzut deja în blestemul meu. O să aveți 30 de ani de ghinion dacă nu dați like, coment și subscribe. Dacă le dați pe toate trei și apoi dați share acestui video la cel puțin 5 persoane, ghinionul nu va mai veni. Ba mai mult, norocul va apărea în locul lui și veți găsi pe stradă o geantă plină cu bani pe care îi puteți cheltui pe orice insulă tropicală împreună cu crash-ul vostru care vă va recunoaște că vă iubește. Dar dacă nu dai like, comentariu, subscribe și share, vă veți pierde toți banii, iar crashul vostru vă va umili în public și nu veți mai face sex cu nicio altă persoană vreodată de rușine și traume grave pe care le veți dobândi. Eu am fost Adrian Surdu și ne auzim poate săptămâna viitoare. Dacă vreți să luați parte la creșterea acestui canal și bineînțeles să vedeți și producții mai mari care vor urma probabil pe acest canal, Accesați butonul Alăturate. Atenție, nu dona dacă nu îți permiți. Conținutul meu este oricum 100% gratuit și nu am ceva conținut premium pe care îl ascund, care este members only.